Avem zile de foc cu disconfort termic foarte ridicat și caniculă în mai multe zone din județ până mâine la ora 23. Maximele pleacă de la 29 de grade și ating chiar și 39 de grade. În schimb, după orele de caniculă, mehedințenii trebuie să-și pregătească umbrelele, întrucât meteorologii anunță averse torențiale, vigelii și descărcări electrice. Vremea în Mehedinți pare a fi din nou instabilă, anunță meteorologii. Începând de astăzi și până mâine la ora 23, se anunță cod galben de caniculă, însă tot în același interval orar. Mehedințenii se pot confrunta și cu averse torențiale, descărcări electrice și vijelii. Având în vedere posibilitatea verselor cu acumulări de apă, pompierii mehedințenii recomandă populației să ia măsuri pentru curățarea șanțurilor și rigolelor de scurgere, pentru facilitarea evacuării normale a apelor pluviale. În perioadele caniculare, cetățenii sunt sfătuiți să evite aglomerația, efortul fizic intens și expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18. De asemenea, nu trebuie să uite să consume minim 2 litri de lichide pe zi.